După aceea au fost încercări de reformă. Donatiștii, de exemplu, în perioada imperială, dar după aceea bogomilii aici în Balcani, albigenzii, au fost mișcări de reformă, dar decapitate, zdrobite. Cea mai spectaculară a fost încercarea lui Jan Hus la Praga în 1415, dar a fost arestat și a fost ars pe rug. Primul care a reușit să proclame nevoia de schimbare și nu l-au prins. Primului merit e acesta, că a reușit să scape. A reușit apoi să atragă nobilii germani de partea lui și să-l apere. Deci a fost și un maestru în domeniul acesta al câștigării suportului ca să, pur și simplu, ca să poată trăi, să nu mai fie martirizat de... Și atunci cu asta a deschis ușa și la alții. Imediat Calvin la Geneva. Doar să vorbiți despre alții, pentru că foarte mulți vorbesc numai despre Martin Luther, a fost totul, dar știu că după aceea a fost o răspândire, deci o diverse forme. Ce s-a întâmplat a fost că el a dat semnalul că trebuie să dăm Biblia în mâna poporului. Și el a tradus imediat Noul Testament din greacă și după aceea Vechiul Testament din ebraică. Pentru prima dată poporul avea Biblia în mâini. Dumnezeu făcuse așa fel că cu vreo 50 de ani înainte sau 70 de ani înainte avea venit Gutenberg cu tiparul. Și au avut atunci posibilitatea să răspândească Biblia, imediat s-a tradus în limba engleză, imediat apoi în alte limbi. Deci Biblia a ajuns în mâna poporului și când Biblia ajunge în mâna poporului, poporul se trezește și zice, aici e adevărata credință. Și atunci sigur că unii o interpretează într-un fel, alții în altul. Calvin a interpretat lucrurile puțin diferit de Luther. A fost în Elveția unul Zwingli, care a făcut reforma la Zürich și el a avut un aport, a arătat cum înțelege el noua religie. Și de acolo s-a răspândit la alții. Din Italia a venit reforma unitariană, adică erau niște intelectuali, raționaliști, care au zis, noi nu putem crede în divinitatea Domnului Iisus. E mântuitor, dar nu Dumnezeu. Și pentru că ei nu credeau în unitatea Sfintei Treimi, s-au numit unitarieni. Așa că la reforma a început în 1517. Prin 1520 și ceva, negustori sași de la Brașov veneau în Germania după pânze, după stofe și între stofele le-au pus și cărțile lui Luther și alte cărți de reformă și așa repede a ajuns reforma în Transilvania. Pe la 1560 au început să traducă cărțile și în limba română prin tipograful Coresi. Deci a ajuns și la români. Clujul a devenit locul unde s-au instalat luteranii, calviniștii, unitarienii și anabaptiștii. Dar pe anabaptiști nu i-au tolerat, ceilalți trei au scos pe la 1570, cam așa ceva, hotărârea să se tolereze unii pe alții. Prima dată în istorie
unde au putut trăi împreună luterani, calvini și unitarieni, a fost la Cluj.